Cel mai important lucru pe care omenirea îl poate avea în secolul 21 este libertatea. Având în vedere trecutul formelor de guvernare și mai ales piedicile pe care acestea le-au adus populației în a-și exprima în mod sincer gândurile și de a le concretiza prin acțiuni și deci de a avea o viață liberă și fericită, vom lega în mod instinctiv libertatea de democrație. Totuși, așa cum vom vedea în continuare într-o scurtă analiză a acestei forme de guvernare, democrația are și ea problemele ei, probleme pe care domnul Vescu Gabriel a încercat prin cartea sa să le expună cât mai clar, oferindu-le și posibile rezolvări. Democrația, origini versus actualitate. Democrația este forma de guvernământ care reflectă dorințele poporului. În același timp, democrația mai are și alte principii care o fac atât de apreciată, cum ar fi respectarea drepturilor omului, limitarea și separarea puterilor în stat sau exercitarea puterii politice în baza Constituției. Originile democrației datează încă din perioada Greciei Antice, iar felul în care lucrurile s-au schimbat de-a lungul timpului este destul de radical. La începuturi, cetățenii discutau problemele pe care le aveau în agora, pentru ca mai apoi să ia deciziile potrivite în sensul rezolvării acestora. Una dintre cele mai importante schimbări a fost introducerea opțiunii de alegere a unor reprezentanți care să exercite puterea politică, reprezentanți aleși de către popor. Totuși, o diferență foarte importantă era dată de grupurile de persoane cărora li se permitea să voteze. După cum bine știm, în trecut femeile nu puteau vota, această opțiune rămânând doar pentru bărbații din clasa socială superioară. Pe lângă femei, sclavii și meteci erau alte două categorii cărora nu li se permitea să participe la luarea de decizii. Astfel, din populația de la acea vreme, un procent de maxim 20% putea hotărâ soarta polisului. În ziua de astăzi, dreptul de vot este acordat tuturor cetățenilor adulți, niciun criteriu nemai putând să anuleze acest lucru. Din acest motiv, așa cum vom vedea în continuare, avem o mare problemă întâlnită în cadrul democrației. Problema democrației. Așa cum am spus anterior, în prezent, regimul democrat le permite cetățenilor din orice categorie socială să voteze. Însă, ne ajută acest lucru? Corectitudinea votului se difere în funcție de nivelul intelectual al anumitor grupuri. Pe cât de greu de menționat este acest lucru, pe atât de adevărat este. Așa cum bine știm, în democrație, concurenții politici încearcă pe cât posibil să își câștige simpatizanți, care mai apoi să-i voteze. Cum vor face acest lucru? Prin manipulare. Această manipulare este realizată printre altele prin distribuirea de informații false sau semi-adevărate, care vor fi percepute diferit de public. De fapt, aici vine momentul în care se face diferența între clasa inteligentă care va putea să observe abuzul și de cea mai puțin pregătită care va lua informația ca atare și în consecință va vota greșit. Acest lucru nu este prezent doar la noi în țară, deși se pare că publicul nostru nepregătit are așteptări destul de joase. În timp ce manipularea voturilor se face prin oferirea binecunoscutelor cadouri reprezentate de alimente, piese de îmbrăcăminte în culoarea partidului de votat sau chiar sume modice de bani, în alte țări situația este dusă la un alt nivel, iar bunurile oferite sunt de o valoare mai mare. Problema democrației este faptul că ea presupune cantitatea ca fiind superioară calității. Această formă de guvernământ se bazează pe ideea că dacă 10 persoane cred același lucru, iar o persoană crede alt lucru, atunci automat cele 10 persoane au dreptate, deoarece sunt mai multe, ceea ce este complet absurd. Problema principală ar fi felul în care noi ne alegem conducătorii. Dacă ne-am gândit la oricare alt domeniu în care este necesară aprobarea, respectiv punerea în funcție a anumitor persoane, vom realiza că acest lucru este făcut de persoane specializate care garantează pentru persoanele alese. Probabil cea mai sănătoasă percepție care ne-ar ajuta în situația expusă anterior este cea a filozofului Socrate. Acesta și-a expus convingerile cum că votul ar fi de fapt o abilitate și ca oricare altă abilitate, ea va fi practicată corect de un număr restrâns de oameni. Mai exact, în opinia lui Socrate, persoanele care puteau analiza rațional lucrurile și puteau expune argumente pertinente erau cele care aveau abilitatea votului. Ce este de făcut?
Ei bine, pentru a putea avea în sfârșit o societate pe care să o putem admira la potențialul său maxim, va trebui să limităm capacitatea de votare. Cum am putea face așa ceva? În primul rând, vom elimina dreptul primit la 18 ani oricărei persoane de a vota. Totuși, nu este cazul să propunem teorii cum că persoanele care au obținut o anumită medie în BAC sau mai departe în ciclul universitar să aibă automat capacitatea de votare, ci toată lumea va trebui să treacă de un test special pregătit pentru a obține capacitatea de vot. De ce să facem acest lucru? Gândiți-vă la un licențiat în limbi străine care este foarte bun în domeniul său, însă nu are niciun fel de capacitate politică sau interes pentru domeniul politic și astfel, votul său ar putea să fie unul complet eronat, timp în care alte persoane l-ar putea urma datorită studiilor sale. Un astfel de test care va dovedi capacitatea de a vota ar trebui să fie compus din 4 părți. 1. Științe politice. Prin asta, persoana respectivă va putea demonstra că înțelege cum funcționează structurile statului, care este diferența dintre anumite ideologii, diferență care va fi analizată în mod obiectiv. 2. Economie. Cetățeanul care participă la acest test trebuie să cunoască anumite noțiuni și elemente de bază ale economiei, PIB, PMB, microeconomie, macroeconomie, etc. 3. Drept. Cunoașterea anumitor elemente de drept, în special de drept constituțional. Cunoștințele istorice ar trebui să fie un element definitor pentru un potențial votant, la urma urmei cei care nu își cunosc istoria riscă să o repete. Dacă știi cine este John Locke, ce reprezintă conservaționismul, din câte camere e alcătuit Parlamentul României, ce e aia coeficient Gini și care a fost rolul lui Napoleon I, atunci cel mai probabil ești capabil să susții un asemenea test. Prin introducerea unui astfel de test vom avea doar de câștigat. În primul rând, persoanele care își vor dori să beneficieze de dreptul la vot se vor pregăti în aceste domenii, fapt ce poate aduce doar beneficii. Indiferent de procentajul celor care vor promova testul, ținând cont de faptul că nu va trebui să fie prea mic, calitatea votului va fi una mult mai bună întrucât votanții sunt pregătiți să ia decizia potrivită. Posibilele efecte negative ale democrației intelectuale. La prima vedere, introducerea unui test care face diferența între persoanele capabile să voteze și cele care nu sunt, ar putea fi o scuză pentru instaurarea autoritarismului sau chiar a totalitarismului. Una dintre primele măsuri pe care ar trebui să o luăm în așa fel încât să înlăturăm posibilitatea apariției regimurilor nedorite, ar fi să introducem un examen cinstit de nivel mediu care să nu fie nici prea greu, dar nici prea ușor. Gândiți-vă că examenul ar avea o dificultate crescută și un procent foarte puțin de susținători l-ar trece. Nu credeți că ar exista o posibilitate mare ca aceștia să fie mituiți ulterior, iar rezultatul voturilor să fie făcut mai degrabă de sume de bani sau diverse bunuri, decât de alegeri raționale? În același timp, testul nu poate fi nici prea ușor pentru că l-am introduce degeaba. Va fi necesară o echipă profesionistă care să se ocupe de verificarea și notarea acestor teste. Nu va fi permisă cunoașterea numelui niciunuia dintre participanți în așa fel încât să fie exclusă orice posibilitate de a se schimba cumva felul în care testul este corectat. De asemenea, este necesară transparență în susținerea testului și în metoda de corectare, în așa fel încât orice abatere să fie sancționată, lucruri care în secolul 21 se vor baza pe dovezi video. Și nu în ultimul rând, mai este nevoie de personal care să se ocupe de contestații. Similar cu felul în care contestațiile de la evaluările școlii românești se petrec, am putea să vedem așa ceva și în cadrul testelor pentru obținerea abilității de votare. Pe scurt, persoanei care a susținut testul trebuie să îi fie oferite explicații și argumente obiective pentru motivul unei potențiale nereușite la test. Concluzie. Deși introducerea unui astfel de test ar părea o măsură drastică și probabil va fi destul de contestată, s-ar putea să fie ceea ce avem nevoie la momentul actual. Așa cum ați putut vedea, alegerile parlamentarilor au fost adesea realizate în defavoarea noastră, iar unii oameni nici măcar nu și-au dat seama de acest lucru. Fără să intrăm în detalii care nu și-au rostul, ne putem gândi doar de câte ori populația a votat persoane care mai apoi s-au dovedit a fi corupte și care au făcut mai mult rău națiunii și populației. Este important să menționăm faptul că ideea unei democrații intelectuale există încă din antichitate. Autorul cărții însă a adus propriile argumente, a introdus ideea în contextul românesc contemporan și a prezentat o soluție clară.
Informațiile din episodul de astăzi, la fel ca ideile și posibila rezolvare a acestei probleme cu care din păcate ne confruntăm, au fost procurate din cartea Reforma Democrației, carte scrisă de domnul Gabriel Vescu, care totodată a sponsorizat și videoclipul de astăzi, iar pentru asta dorim să-i mulțumim. Pentru o analiză mai amănunțită a situației expuse, vă recomandăm să citiți și cartea acestuia, lucru care vă va oferi răspunsuri la întrebările pe care probabil le aveți. Vă las un link neafiliat în descriere.